Haideți să ne ridicăm să citim cuvântul Domnului. Deci deschidem la Geneza, capitolul 1 și citim de la versetul 26 până la 28 și apoi din Geneza 2 de la 18 până la finalul capitolului. Deci Geneza 1, capitolul 1, versetul 26. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Geneza 2, de la 18, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecărei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Amin. Deci să ne rugăm. Doamne, mulțumim pentru această seară, pentru acest timp. Mulțumim că Tu ai ascultat rugăciunile noastre pentru copiii noștri, pentru copiii bisericii, Doamne. Îți mulțumim pentru dragostea pe care Tu ai pus-o în inima copiilor noștri pentru Tine, Doamne, și Te rugăm să-i binecuvântezi. Și acum stăm înaintea cuvântului Tău și Te rugăm să ne vorbești Tu, să ne deschizi inima înaintea cuvântului Tău, Doamne, să ne deschizi mintea și să faci ca aceste adevăruri să pătrundă în fiecare dintre noi. Și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Vă rog să luați loc. Da, mulțumim pentru invitație, mulțumim lui Dumnezeu și vă mulțumim și dumneavoastră pentru invitația pe care ne-ați făcut-o, să fim și la conferința de ieri și la serviciul pe care l-aveți în această seară. Astăzi mi-am propus să vorbesc despre scopurile lui Dumnezeu privind viața de familie și în special căsnicia. Scriptura ne spune, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dumnezeu a proiectat familia în așa fel încât să nu fie un eșec și să funcționeze bine, după planul său. Domnul zidește familiile noastre, este interesat în bunul mers al familiilor noastre, mult mai mult decât suntem interesați noi chiar. Important este să înțelegem scopurile lui Dumnezeu, să ne însușim aceste scopuri și planul lui Dumnezeu privind viața de familie și împreună cu Dumnezeu să lucrăm împreună astfel încât familia noastră să devină exact ceea ce Dumnezeu intenționează să fie. Acum, familiile noastre se află în diferite puncte ale evoluției lor. Unii sunt la început, da? Alții aveți copii mici, alții aveți copii adolescenți. Bine, sunteți mulți aici care nu sunteți încă într-o relație de căsătorie. Unii aveți o relație foarte bună, ca soț și soție, relații în familie. Alții poate simțiți că ați ajuns la o rutină. Poate sunt și familii care nu au așa speranțe că lucrurile se vor îmbunătăți în viitor. Noi întâlnim astfel de oameni chiar credincioși, dar vreau să subliniez un adevăr care este valabil pentru toate familiile noastre.
Familia noastră poate să meargă mai bine mâine decât este astăzi. Fiecare familie. Pentru că Dumnezeu este implicat și familia este prețioasă în ochii lui Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să lucrăm împreună cu Domnul la edificiul nostru. Când ne uităm în societate, vedem multe probleme și poate ne simțim slabi când ne gândim la rezolvarea problemelor. Vedem violență în școli, probleme în educație, probleme în sistemul de sănătate, în alte domenii. Nu putem să facem prea multe acolo, poate. Dar sigur putem să facem lucruri frumoase în familiile noastre. Acum când ne gândim la familie și la relațiile din familiile noastre, locul central îl ocupă relația dintre soț și soție. Este cea mai importantă componentă a relațiilor de familie. Și schimbările care apar aici, în relația soț-soție, afectează toată societatea în general, numai familia respectivă. Chiar când vorbim despre creșterea copiilor, tot relația soț-soție joacă rolul cel mai important. O să vă dau acum un citat din ceea ce a spus un secretar de stat în guvernul Marii Britanii, fost secretar de stat, și el spune lucrul acesta: copiii care trăiesc în familii cu părinți căsătoriți și care locuiesc împreună vor avea o educație mai bună și există o probabilitate mai mare să aibă un loc de muncă. Este clar că stabilitatea relației dintre părinți este factorul cheie în creșterea copiilor. Căsnicia este importantă pentru copii și guvernul este preocupat de direcția în care merge societatea caracterizată de creșterea copiilor departe de contextul căsniciei. Toate guvernele au făcut mult prea puțin pentru promovarea stabilității familiei. Copiii au nevoie atât de mult să vadă rolurile biblice exercitate într-un mod serios de tata și mama în familie. Copiii au nevoie să vadă că tata și mama se înțeleg și se iubesc. Formează o echipă. Fac o observație aici. Unii părinți, ne uităm în jurul nostru, își cresc singuri copiii. Deci fie tatăl, fie mama, dar de obicei mai mult mama. Și este clar că rolul acelui părinte este mult mai complex decât în situațiile în care copiii sunt crescuți de ambii părinți. Și el, părintele respectiv, trebuie să suplinească și rolul celuilalt părinte și trebuie să gândească cum poate să aducă și alți adulți în viața copilului sau copiilor lui sau ai ei. Și când privim în jur, vedem multă suferință în familii. Divorțuri, lipsă de înțelegere, comunicare superficială, mânie, resentimente. Asta vedem în familiile din jurul nostru. Este o durere care nu este așa de ușor la suprafață, dar este acolo. Vedem la televizor, auzim știri despre copii lăsați în grija bunicilor, a rudelor, părinți care sunt plecați. Bine, nu trebuie să-i condamnăm, pentru că au plecat din cauza unor anumitor situații, dar unii dintre copii ajung la gesturi extreme. Există multă, multă suferință. Am găsit o scrisoare trimisă de un tată fiului său și aș vrea să o citesc împreună cu dumneavoastră. Dragă Jim, încă de la început vreau să spun că te iubesc și că tot ceea ce se întâmplă acum nu este din vina ta. Dacă aș fi fost un tată cel puțin la fel de bun pe cât ești tu ca fiu, nu aș fi fost nevoit să scriu acum. În ultimii ani nu i-am fost credincios mamei tale, atât în gândurile mele cât și în faptele mele. Deoarece ea a avut încredere în mine, am putut să acopăr ceea ce făceam mințind-o. În luna mai anul trecut am întâlnit o femeie, Elizabeth. Eu o să o părăsesc pe mama ta și voi pleca cu ea. Asta nu înseamnă că tu nu vei mai avea o casă. Mama ta și cu mine te iubim în continuare foarte mult și întotdeauna te vom primi în casele noastre cu o dragoste necondiționată. Ceea ce eu am făcut este greșit din punct de vedere moral și sper ca tu să nu urmezi căile mele. Când vei întâlni femeia potrivită pentru tine, să faci o dedicare pentru toată viața alături de ea. Eu nu am putut să fac lucrul acesta și acum există multă suferință. Te rog să nu lași... Te rog să nu lași ca ceea ce se întâmplă acum să afecteze sentimentele tale față de mama ta și față de mine. Noi întotdeauna vom fi familia ta și vom fi aici pentru tine, chiar dacă vom sta departe unii de alții. Te iubesc, tata. Un tată care a scris această scrisoare, care știa ce trebuie să facă, dar care nu a făcut. Da? Ce i-a lipsit?
să facă ceea ce știa că este corect să facă pentru familia lui. Motivația, smerenia de a recunoaște unde a greșit, nu știm. Am găsit de asemenea câteva cuvinte pe care o fetiță de 12 ani le-a scris în cadrul unei compuneri pe care a făcut-o la școală atunci când a primit împreună cu restul clasei o compunere despre familie. Și iată ce a scris ea. Familiile sunt minunate. Lucru de care îmi pasă este familia mea. Este ceva la care țin. Familiile sunt ca un pahar de sticlă. Le lași să cadă și ele se sparg. Paharul meu a alunecat și eu încerc să-l prind. E clar, numai citind aceste cuvinte, cât de multă teamă și în ce tensiune trăia această fetiță. Sunt multe familii în care există suferință, mulți copii al căror viitor este tulburat de lipsa de armonie din familiile lor. Și trăim într-o societate care redefinește căsnicia în mod continuu. Și e clar că cel rău se află în spatele acestor acțiuni și duce definiția căsniciei de la ideea de legământ, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, la ideea de contract, de înțelegere, de încercare chiar. Hai să încercăm. Dacă va merge bine, dacă nu încercăm altceva. Unii se gândesc că este ca la un joc de noroc, da? Ca la pronosport. 1x2 poate să meargă sau poate să nu meargă. Este interesant că cei mai mulți tineri din societate privesc căsătoria în acest fel. 94% dintre tineri, tinerii necăsătoriți, cred că succesul în căsnicie și în familie depinde de găsirea sufletului pereche. Se uită după partenerul ideal, care bineînțeles că nu există, da? Dar se uită, îl caută. Și Dumnezeu ne îndeamnă nu să ne uităm după persoana potrivită, ci fiecare dintre noi să caută să se maturizeze în acele domenii astfel încât să devină persoana potrivită. Există mult, mult egoism în societate și acest egoism vedem că alunecă uneori și în familiile noastre, în relațiile de familie, chiar în biserică. Și egoismul spune, importantă este fericirea mea, ca în cazul acelui tată. Pentru el era important ca el să își împlinească scopurile, nu se gândea la ceilalți. Și noi luptăm în fiecare zi cu acest egoism și vom lupta până la sfârșitul vieții. De aceea spunem că este nevoie de efort, de voință multă pentru a îmbunătăți relațiile din familiile noastre, pentru a construi familii puternice în care să vedem acele roade pe care fiecare dintre noi le dorește. Înțelegere, dragoste, afecțiune, iertare, încredere, har și așa mai departe. Ne dăm seama că este nevoie de o reformă în casele noastre. Acum 500 și ceva de ani a fost o reformă în biserică. Și când ne uităm la starea familiilor din societate, parcă ne vine să spunem, e mare, mare nevoie de o reformă în familii. Dar transformarea familiilor nu poate avea loc decât pe baza cunoașterii, aplicării și a proclamării sau a da mai departe cuvântul lui Dumnezeu despre căsnicie și familie. Deci să cunoaștem ceea ce spune Dumnezeu despre asta, să fim motivați să aplicăm și apoi să dăm mai departe. Și când spun dăm mai departe, nu mă refer la a ține conferințe neapărat despre viața de familie. Uneori este mai ușor să ții o conferință de familie decât să ai o discuție într-un grup mic de familii sau să sfătuiești într-un timp de mentorare o altă familie care trece printr-o perioadă mai grea. Dar atunci când noi suntem gata să dăm mai departe ceea ce ne învață Dumnezeu despre viața de familie și ne referim în special la cei care sunt în jurul nostru și care nu fac parte sau nu cunosc încă ceea ce spune Dumnezeu despre cuvântul lui Dumnezeu, atunci noi ne însușim mult mai bine principiile lui Dumnezeu privind viața de familie. Cineva spunea, cea mai bună metodă de a-i face pe oameni să învețe este să-i transformi în profesori. Relația noastră de cuplu, a mea și a Clarei, este mult mai bună de când am început să ne implicăm în proiectele pentru familie. Am fost avertizați cu privire la acest lucru, avertizați bineînțeles în ghilimele. Deci primii câștigători a ceea ce facem, conferințe, grupuri mici, discuții cu alte cupluri, noi suntem principalii beneficiari.
Domnul Iisus a spus, faceți ucenici din toate neamurile, ucenici care la rândul lor să facă alți ucenici. Și Pavel în 2 Timotei 2 cu 2. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Când noi învățăm pe alții, într-un grup mic, în întâlniri personale, lucrurile acelea se fixează mult mai bine în mintea noastră, în inima noastră. Familia este locul în care fiecare membru al familiei este ajutat, prinde aripi, este sprijinit, soțul este încurajat, respectat, soția este lăudată, apreciată, copiii la fel. Și ca și copiii lui Dumnezeu ne rugăm ca El să călăuzească familiile noastre și familiile din jurul nostru, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să-L aplicăm și să-L dăm mai departe și altora, pentru că trăim într-o lume chinuită, care are mare nevoie de speranța lui Dumnezeu pentru familiile lor. Iar noi suntem cei pe care Dumnezeu ne cheamă să ducem această speranță. Planurile pe care le găsim în societate cu privire la viața de familie nu aduc speranță, ci mai degrabă confuzie și eșec. Planul lui Dumnezeu este făcut în așa fel încât căsnicia să nu eșueze. Noi ca oameni eșuăm în multe feluri. Niciun om nu este perfect, dar căsnicia a fost gândită de Dumnezeu, proiectată de Dumnezeu să nu fie un eșec. Uneori cuplurile căsătorite cu care ne întâlnim, cu care vorbim și care trec prin momente dificile, ne pun următoarea întrebare. Oare cum am ajuns noi aici? De ce am ajuns aici? Și nimeni n-ajunge într-un impas serios în viața de familie dintr-o dată, doar pentru că au avut un conflict mare și iată, au început să se separe. De obicei, crăpătura în relație se manifestă treptat, treptat. Se mărește treptat și devine după un timp prăpastie, prăpastia se adâncește și cei doi ajung să se uite unul la celălalt și să spună de ce suntem atât de departe unul de celălalt. Da? Dar izolarea aceasta între soț și soție poate să apară dacă noi nu intervenim, dacă noi nu acționăm. Familia lăsată să evolueze liber, fără să depunem efort, merge în direcția haosului și a dezordinii, a neînțelegerii, a depărtării unul de celălalt. Am putea spune că și aici se aplică principiul al doilea al termodinamicii. Acum fac o paranteză pentru iubitorii de fizică. În clasa 10-a știți că am învățat principiile acestea ale termodinamicii și acest al doilea principiu spune că orice sistem închis evoluează în direcția creșterii entropiei sau a dezordinii dacă este lăsat liber și nu se intervine din afară. Și, de fapt, ăsta este un principiu foarte important, științific, care dovedește, de fapt, că în spatele creației se află un Dumnezeu puternic, foarte inteligent, foarte creativ, care a creat toate lucrurile după un plan bine, bine stabilit. Este o dovadă puternică care întărește teoria creaționistă și nu cea evoluționistă. Am închis paranteza. Dar putem spune că și în căsnicie acest principiu se vede cum acționează în mod natural, în sensul că în orice căsnicie, dacă nu acționăm, dacă nu depunem efort, dacă nu muncim, pentru că relația aceasta este frumoasă, așa a fost gândită de Dumnezeu, dar implică și o muncă, un efort din partea noastră. Și pot apărea, după un timp, dezamăgiri, nemulțumiri, așteptări care se transformă în pretenții, blazare și așa mai departe. De aceea noi trebuie să fim gata să învățăm, tot timpul, cum să fim soți mai buni. De aceea cei care ați fost ieri la conferință, foarte bine, sau care participați la grupuri mici sau citiți cărți despre viața de familie, avem nevoie să învățăm continuu despre cum să fim soți mai buni, soții mai bune, tați, mame și așa mai departe. Cred că era una din primele mele călătorii cu avionul și mi-era cam frică de călătoria cu avionul, a fost cu mai mulți ani în urmă și la un moment dat, cum stăteam în scaun, am auzit că persoana care va conduce avionul nostru, ca și comandant de zbor, era o doamnă care făcea lucrul acesta pentru prima dată. Acum, nu era o problemă că era o doamnă, dar faptul că era pentru prima dată ca și comandant de zbor,
Mie mi-a dat niște emoții foarte, foarte mari. Chiar m-am gândit, s-ar putea ca asta să fie ultima zi din viața mea, mai ales că vremea nu era deloc una potrivită să pilotezi un avion. Unii au aplaudat când a fost anunțul acela, eu nu am fost în situația aceasta. Aș fi dorit pe cineva cu multă experiență, ca atunci când te duci la doctor și nu vrei să auzi că doctorul acela face operația respectivă prima dată pe tine, da? Vrei să auzi că a făcut-o de multe ori și că a avut mult, mult succes. Dar când ne gândim la familie, da? La rolul de soț, de soție, de mamă, de tată, mai ales la rolul de părinți, da? Cu toții suntem începători. Dacă ar ști copiii noștri cât de nepregătiți suntem, bine, ei nu pot să aleagă, da? Deci noi suntem părinților pentru că Dumnezeu ne-a dăruit, da? Pe noi ca și părinți, nu știu dacă ne-ar mai alege, da? Dar vedem că la fel este și în rolul de soț și soție. Bine, acum avem diferite programe, avem în Family Life materialele acestea, pregătirea pentru căsătorie și în timp de 9-10 sesiuni ne întâlnim cu cuplurile logodite și ajutăm să înțeleagă principiile de bază ale vieții de familie. Dar ideea de bază este că avem nevoie să ne pregătim. Dacă pentru meserii obișnuite oamenii se pregătesc atât de mult și atât de bine, cu atât mai mult, pentru că familia este un loc mult mai important, trebuie să ne pregătim pentru rolul de soție sau de soț. Cineva a scris, Norman Wright este numele lui, cel care a scris mai multe cărți despre familie și a spus acest lucru, care eu sunt cu totul și cu totul de acord. Motivele depărtării și izolării în căsnicie, el a spus că sunt două. Deci primul, oamenii nu cunosc scopurile lui Dumnezeu și nici planul lui Dumnezeu pentru familie. Deci necunoașterea. Ăsta este un motiv. Și al doilea motiv, soții și soțiile nu au voința să pună în aplicare planul lui Dumnezeu pentru căsnicia lor, chiar dacă îl cunosc. Și asta am putut să o vedem din experiența noastră atunci când stăm de vorbă cu diferite cupluri. Mulți știu ceea ce au de făcut și nu este partea cea mai grea să spui ce are de făcut fiecare, da? Și soțul și soția. Dar ceea ce este nevoie este acea motivație interioară să pui în practică lucrurile pe care Dumnezeu le spune cu privire la viața de familie. Să găsim motivația necesară. Planul lui Dumnezeu este singurul care funcționează. Dumnezeu are un plan pentru noi, e singurul care funcționează, pentru că El ne-a creat, El a creat bărbatul, femeia, această relație specială dintre soț și soție, chiar înainte de căderea omului în păcat. Acum, când vorbim despre plan, unii oameni pleacă la drum, pe acest drum al căsniciei cu un plan, alții fără niciun plan. Se lasă pur și simplu în voia evenimentelor, căsnicia bate după cum bate vântul, da? Merge după cum bate vântul. Este interesant că fiecare firmă are priorități și are un plan după care lucrează, după care acționează. Niciun director de firmă nu se trezește dimineața și spune ce o să mai fac eu astăzi pentru firma noastră, da? El are un plan după care lucrează, știe foarte bine planul, el știe ceea ce trebuie să producă. Nu se gândește, oare ce să mai produc eu astăzi prin firma mea? Bine, e bine să ne punem și aceste întrebări, da? Ce mai facem noi azi pentru firmă, cu ce ne mai ocupăm, dar în general cunoaștem bine ceea ce avem de făcut la slujbă. Cu cât mai importantă este familia decât o firmă? De asemenea, dacă ne uităm la o firmă, la o companie, vedem pe site, pe site-ul de prezentare valori, da? Spune că firma pune accent pe grija față de angajați, munca serioasă, răsplata muncii, corectitudine, tot felul de valori sunt trecute acolo. Și e bine să ne gândim și noi, ca și familie, care sunt valorile noastre, ale familiei noastre, da? Încotro mergem. Când noi doi ne-am căsătorit, acum 34 de ani aproape, eu și Clara nu am avut un scop clar privind familia noastră. Nu am avut o direcție. Eram ca aceste două persoane pe o barcă, da? Și cu soțul la timonă, da, vedeți, deși țin amândoi așa mâna acolo pe volanul acela, soția întrebându-l unde mergem, iar el răspunzând, nu contează, da? Important este că suntem doar noi doi, împreună. Nu știu dacă atunci când ați pornit viața în doi v-ați gândit în felul acesta, dar noi exact
Cam așa eram noi doi la început. Acum, să știți, nu este chiar un răspuns total greșit. De ce? Pentru că subliniază totuși un lucru important. Vrem să fim împreună. Nu contează unde mergem. Bine, contează unde mergem. Dar faptul că subliniam ideea de unitate, ăsta e un lucru important, pentru că Biblia vorbește mult despre unitate și în versetul pe care l-am citit din Geneza 2:24 vorbește foarte clar despre unitate. De fapt, asta este definiția căsniciei, Geneza 2:24. Fac o paranteză aici, am învățat în 33 de ani de căsnicie că dacă soția te întreabă ce vom face vara aceasta sau ce vom face anul viitor, care sunt scopurile noastre pentru următoarea perioadă, cel mai neinspirat răspuns este să habar nu am. Da? La începutul relației am spus asta, deci referitor la vară, la timpul verii, știu că m-a întrebat prin primăvară, ce planuri avem pentru vara asta? Și am zis, nu știu. Și am văzut cum a intrat în panică, pentru că eu nu aveam un plan, da? Deci pentru familie, nu știam încotro mergem, ce trebuie să facem. Bine, nu e singurul soțul responsabil pentru stabilirea unui plan, trebuie să-l facă împreună cu soția, dar trebuie să se gândească la viitor. Deci, pe ce punem accent ca soț și soție? Deci, în primul rând, pe reamintirea scopurilor căsniciei. Gândiți-vă la următoarea întrebare. Ne gândim împreună. De ce se căsătoresc oamenii? Care sunt scopurile lor? Unii vor pentru a-și împlini anumite nevoi, alții pentru a avea copii, alții ca să nu fie singuri, alții ca să fie fericiți. Dar oamenii au diferite scopuri pentru care se căsătoresc. Am găsit câteva perspective ale copiilor cu privire la căsătorie și le-am pus aici. Când mă voi căsători, vreau ca soțul meu să fie înalt, frumos și bogat, să nu-i placă deloc spanacul așa cum nici mie nu-mi place. Vreau să mă însor cu o fată care să fie exact ca mama, dar să nu mă pună să fac curat în cameră. În primul rând trebuie să-i placă pizza, apoi plăcinta cu brânză, apoi dulciurile și atunci cred că familia noastră va dura pentru totdeauna. Da? Așa gândesc copiii, da? Am citit un anunț real, despre un anunț real într-un ziar, nu este din România, o să vă dați seama și după cum sună anunțul, prin care un bărbat își căuta soție. Și iată cum suna anunțul: caut soție care să mă ajute să tai o pădure de 100 de acri. Vă rog să trimiteți și poză. Este bine să aibă și drujbă. Vă rog, trimiteți și o poză a drujbei. Acum, e clar că băiatul acesta căuta o persoană care să fie un ajutor pentru el într-o muncă specifică. Avea nevoie de cineva care să-l ajute să supraviețuiască pentru un proiect concret. Noi când ne uităm la anunțul ăsta, noi zâmbim, râdem. Ha-ha, deci pentru că știm că căsnicia nu este pentru asta, nu? Este despre altceva. Dar dacă stăm să ne gândim bine și ne uităm în jurul nostru, multe familii, chiar dacă nu pornesc un astfel de proiect în minte, la un moment dat ajung să se învârtă în jurul unui proiect, ca soț și soție. Da? Fie că este, poate să fie construirea unei case sau construirea unei afaceri sau proiectul copii. Da? Și ne învârtim ca soț și soție în jurul unor proiecte. Adică proiectul acela devine mai important decât relația noastră. Asta este ideea. Nu că nu trebuie să avem proiecte. E foarte bine că avem proiecte ca soț și soție. Dar uneori proiectul tinde să înlocuiască ceea ce este mai important. Și anume relația dintre mine și soția mea. De aceea, deși ne-am căsătorit cu gândul că vom fi doar noi doi, bine, că vom fi binecuvântați și cu copii, dacă Domnul dorește să ne binecuvânteze astfel, dar ne-am așteptat ca focalizarea noastră, după ce ne căsătorim, să rămână în continuare unul asupra celuilalt, pe purtarea de grijă, unul față de celălalt. Și vedem că, din păcate, de ce suntem împreună, suferă câteva schimbări pe parcurs. De aceea, atunci când stăm de vorbă cu diferite cupluri care trec prin dificultăți în relație, foarte important este să discutăm despre, sau să răspundem la această întrebare. De ce sunt împreună? Ce anume vă leagă? Ce anume vă ține aproape unul de celălalt? Pentru că acolo este cheia.
unei relații bune. De ce-ul ne ajută întotdeauna să mergem la motivații, la ceea ce este foarte adânc întipărit în sufletul nostru, în inima noastră. Și vreau să mergem acum la scopurile pe care Dumnezeu le afirmă cu privire la relația de căsnicie. Și primul scop la care vreau să mă refer este să oglindească chipul lui Dumnezeu, să oglindească frumusețea și măreția lui Dumnezeu. Am citit în Geneza 1:27, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. În primul rând, Dumnezeu dorește ca noi, ca persoane individuale, să oglindim chipul lui Dumnezeu prin atitudinea noastră, prin faptele noastre, dar în același timp Dumnezeu dorește ca și prin căsnicia noastră noi să reflectăm frumusețea caracterului lui Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a binecuvântat pe bărbat și pe femeie, în Geneza 1:28 vedem asta, și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l, erau amândoi acolo, ca soț și soție, împreună. Amândurora le-a încredințat acest mandat. Erau doi, dar constituiau o unitate, pentru că Dumnezeu li s-a adresat la amândoi. Și este așa de încurajator să ne gândim că Dumnezeu ne-a adus împreună ca soț și soție să reflectăm împreună chipul lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu prin relația noastră. Nu o să vă rog acum să vă uitați, că bănuiesc că unii dintre soți poate nu sunteți chiar lângă soția dumneavoastră, dar ar fi fain în seara aceasta să vă uitați unul la celălalt și să vă spuneți unul altuia. Căsnicia noastră are un scop atât de înalt și Dumnezeu ne-a adus împreună să oglindim slava Lui prin relația noastră. Este o menire atât de înaltă pe care Dumnezeu o are pentru această relație. Acum, când ne însușim acest scop înalt, acest adevăr, în sensul că devine o convingere foarte puternică, părerile noastre diferite, opiniile diferite pe care le avem, diferențele dintre noi, ne sunt mult mai ușor de acceptat. Ieri am vorbit despre acceptare. De exemplu, Clare îi place căldura, mie îmi place răcoarea. Vă dați seama, suntem destul de diferiți. Eu când dau drumul la aer condiționat, Clara vrea să-l oprească. Și, sau uneori uită geamul deschis la sufragerie, intră țânțarii în casă. Și să mă supăr doar pentru asta, doar pentru că în dimineața aceasta a uitat un ochi la aragaz deschis. Bine, nu era nimic pe aragaz. Așa. Doar pentru lucrul acesta, când Dumnezeu ne-a chemat împreună ca soț și soție să oglindim slava și frumusețea Lui, atunci când noi ne însușim acest scop înalt, lucrurile mici pentru care mă supăr devin și mai mici. Nu este așa? Când trăiesc cu această perspectivă, de ce suntem noi doi împreună? Ceea ce face celălalt dintr-o dată și care mă supără sau care mă deranjează devine dintr-o dată total nesemnificativ, așa cum și este de fapt. De aceea ar fi bine să luați un timp să vă gândiți la motivele pentru care v-ați supărat în ultima săptămână pe partenerul de viață. Da? Și apoi să vă gândiți, Dumnezeu ne-a adus împreună ca să oglindim frumusețea Lui prin relația noastră. Scopurile înalte ne motivează. Să știți că și în privința scopurilor pentru care ne creștem copiii sau scopurilor pe care le insuflăm în viața copiilor noștri este la fel. Când noi ajutăm pe copiii noștri să înțeleagă că au fost creați de Dumnezeu cu o combinație unică de aptitudini, de înclinații, de daruri, pentru o misiune înaltă pe care Dumnezeu o are pentru ei, altfel vor aborda viața și circumstanțele. Cu toții avem nevoie de motivații înalte. Faptul că suntem împreună nu numai pentru propria noastră fericire, ci pentru un scop cu mult, mult mai înalt. Acum, eu nu vorbesc despre acest scop înalt pentru a pune presiune pe relația dumneavoastră sau pe relația mea, gândindu-vă, dar noi suntem foarte departe de acest scop. Și este foarte adevărat, cine dintre noi este aproape, da, de acest scop pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Dar scopul acesta înalt ne motivează să mergem un pas mai aproape de ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Chiar dacă ne potignim, Dumnezeu este acolo cu noi.
când oamenii se uită la căsnicia noastră, la familia noastră, ar trebui să aibă o idee despre cum este Dumnezeu. Și știm foarte bine, în Efeseni capitolul 5, Pavel face acea comparație, acea paralelă extraordinară între relația dintre soț și soție și relația dintre Hristos și biserică. Și când stăm și medităm și ne gândim la relațiile în Sfânta Treime, dragoste, unitate, bucurie, Tatăl care își găsește plăcerea în Fiul, Fiul care face numai ceea ce îl vede pe Tatăl făcând, preocupat de gloria Tatălui în permanență. Am citit săptămânile trecute mai mult din Evanghelia după Ioan și am realizat încă o dată cât de mare era dorința Domnului Iisus, era aprins pur și simplu de dorința aceasta de a-L glorifica pe Tatăl. Era ceea ce îl pasiona cel mai mult pe Domnul Iisus, să scoată în evidență frumusețea Tatălui. Și când noi medităm la Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu, vedem cum se manifestă această unitate extraordinară în Sfânta Treime, lucrul acesta ne motivează să acționăm la fel și în familiile noastre. Pentru că la asta suntem chemați de Dumnezeu. Orice inițiativă de purtare de grijă față de celălalt, orice renunțare la sine și alegerea de a-L sluji pe celălalt, îl onorează pe Dumnezeu, pentru că noi ce facem atunci este că oglindim ceea ce este în Sfânta Treime. Și asta este un lucru extraordinar, îl imităm pe Dumnezeu. Iertarea, spiritul de slujire, atitudinea de smerenie, altruismul, toate acestea le vedem la Dumnezeu. Un alt aspect foarte important, aici îl vedem în modul în care Dumnezeu se raportează la noi. Dedicarea în căsnicie este un aspect foarte, foarte important. Chiar din ziua anunții, această relație specială pleacă cu acest angajament, cu o promisiune, promisiunea de a rămâne în legământ înaintea lui Dumnezeu până la sfârșit. Și noi suntem chemați să reafirmăm acest angajament pe care îl avem față de celălalt în fiecare zi. Și asta vine din atitudinea lui Dumnezeu față de noi. Ne place tare mult această dedicare a lui Dumnezeu față de noi, când spune, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Sau cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Și asta vedem pasiunea lui Dumnezeu pentru noi. Dragostea și dedicarea lui Dumnezeu pentru noi. Și asta ne motivează în relația noastră să reflectăm caracterul lui Dumnezeu. Al doilea motiv la care vreau să mă refer, am trecut peste asta, da? Este completarea reciprocă, să ne completăm unul pe celălalt. Am citit în Biblie că după ce l-a creat pe Adam, Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. În sensul că acel nu este bine, este o deficiență acolo. Este o problemă care are nevoie de o rezolvare. Și gândiți-vă că la început, Adam trăia într-un spațiu perfect. Natura era foarte bună, temperatura era optimă, nu exista nicio suferință, Adam nu avea nicio datorie, avea slujba cea mai bună, da? Avea șeful perfect, drept, iubitor. Am putea spune că avea exact lucrurile după care oamenii aleargă astăzi, da? Aleargă după aceste lucruri. Adam le avea, dar cu toate acestea ceva îi lipsea. El nu era complet, avea anumite lipsuri, anumite goluri și avea nevoie de un ajutor pe care Dumnezeu îl pregătea pentru el. În mod intenționat, Dumnezeu l-a creat cu anumite lipsuri pentru a-i oferi o soluție. Iar soluția a fost Eva, da? Pe care Dumnezeu o numește ajutorul potrivit, completând ceea ce îi lipsea lui Adam. De aceea spunem că acest al doilea scop al căsniciei este completarea reciprocă. Unul are ceea ce îi lipsește celuilalt. Niciunul nu se poate descurca singur. Când noi ne aducem aminte că Dumnezeu ne-a creat în mod intenționat diferiți pentru a ne completa unul pe celălalt, îl privim pe partenerul de viață cu alți ochi și începem să înțelegem că sunt aspecte pozitive în faptul că suntem diferiți. Mă uit la slăbiciunile și lipsurile celuilalt, cel puțin așa le cataloghez eu, da? Slăbiciuni sau lipsuri, ca fiind niște probleme. Dar când mă gândesc că Dumnezeu ne-a creat în mod intenționat cu acele lipsuri, atunci mă gândesc, este o ocazie să completez ceea ce lipsește. Fără să spun, tu nu te pricepi aici.
E adevărat că uneori suntem mai pricepuți în anumite lucruri, eu sunt mai priceput, soția este mai pricepută în alte lucruri, dar aceste lucruri nu sunt prilejuri de a ne compara unul pe celălalt, ci de completare, pentru că așa a gândit Dumnezeu relația. Când planul lui Dumnezeu este acceptat de fiecare, și anume faptul că Dumnezeu ne-a creat în mod intenționat incompleți pentru completare reciprocă, diferențele sunt văzute ca o sursă de întărire a relației, a familiei, și nu ca o sursă sau o competiție între noi. Am dat și ieri exemplul acesta de completare reciprocă. Clara are o etică, soția mea, o etică a muncii foarte înaltă. Deci întotdeauna spune că trebuie să muncim tot timpul, că trebuie să depunem efort și să... Eu sunt mai... Să existe un echilibru între relaxare și muncă, da? Sunt preocupat să fie veselie, glumă, distracție în casă, să mai iau din presiunile care erau pe copii atunci când erau la școală. Acum să știți, copiii noștri, pe de-o parte, au luat de la Clara partea aceasta legată de muncă, adică să fie foarte determinat, să învețe și așa mai departe, și sunt foarte recunoscător Domnului pentru acest lucru, dar și contribuția mea a fost importantă, da? Pentru că e important să, nu? Nu sunteți de acord? Da? M-a ocupat de vacanțele familiei, am hotărât unde mergem, ce facem, am făcut planuri, ce vom face în acele vacanțe, în ieșirile noastre, ce facem în timpul liber împreună. Bine, acum nu mai sunt copiii cu noi, doar unul dintre ei și acela ne vedem destul de rar, care mai stă cu noi acasă, ceilalți doi nu. Dar să știți, fiecare dintre noi a avut rolul său și ne-am completat unul pe celălalt. Da? Și am căutat să vedem ceea ce este bun, ceea ce face celălalt bine, fără să ne acuzăm unul pe celălalt. Tu nu-i ajut suficient pe copii, sau tu nu te ocupi suficient de ceea ce trebuie, sau tu ești prea serioasă cu copiii. Pavel spune în 1 Corinteni 11:11, în Domnul femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Avem nevoie unul de celălalt. Într-o lume a independenței ne zmerim și recunoaștem lucrul acesta. Am nevoie de tine. Am nevoie pentru că mă completezi în ceea ce îmi lipsește mie. Și Dumnezeu a dorit să existe această relație de interdependență între soț și soție. Dacă acționăm independent unul de celălalt, soția față de soțul față de soție, nu este conform voii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a creat pentru a acționa în interdependență. De aceea Domnul Iisus a spus așa, că nu mai sunt doi, ci un singur trup, spune Domnul Iisus în Matei 19:6. Și tot Domnul a spus, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Fiecare om are nevoie de altcineva pentru a fi încurajat, pentru a fi zidit, pentru a fi înălțat, iar soția, soțul reprezintă acea persoană pe care Dumnezeu a adus-o în viața noastră și care ne poate ajuta în acest sens și care are nevoie în același timp de ajutorul nostru, de a fi înălțat, de a fi încurajat. Trăim într-o societate, așa cum am spus mai devreme, egoistă, în care fiecare așteaptă de la celălalt să împlinească nevoile. Dar e bine să ne gândim că cel de lângă noi are nevoie de încurajarea și de ridicarea noastră. Când nu mai credem în noi înșine, avem nevoie de cineva care să creadă în noi. Țin minte când am avut... Trebuia să termin programul de master la dizertație, deși profesorul ne-a spus, apucați-vă cu 6-7 luni înainte. Am zis, eu sunt destul de isteț, pot să mă apuc și mai târziu că termin. Și m-am apucat cu 2 luni și ceva, am început să citesc mult, să scriu și mi-am dat seama, n-am cum să termin, mai e o lună și jumătate, n-am cum să predau lucrarea la timp. Și am spus Clarei, zic, nu cred că am vreo șansă să termin dizertația. Și Clara mi-a zis, eu cred că tu poți să faci lucrul acesta. Uite, o să preiau eu mai multe responsabilități în ceea ce este de făcut în casă, dar vreau să stai și să lucrezi de dimineață până seara. Bine, puteam să-mi fac programul și la fundația la care lucram și la care lucrez și acum, în așa fel încât să pot să lucrez la dizertație. Și am lucrat, într-adevăr, și am terminat. E adevărat, în ultima zi am terminat dizertația. Dar am terminat-o și am predat-o, da? Vreau să o amân. Și mi-am dat seama cât de important este să creadă cineva mai mult în ceea ce poți face decât crezi tu. Și ăsta este rolul pe care îl avem ca soț
și soție. De asemenea, avem talente, avem pasiuni, avem vise, visuri pe care am dori fiecare dintre noi să le vadă împlinindu-se. Și când cineva vede potențialul din tine și te încurajează să mergi în direcția împlinirii acelor vise, visuri, este atât, atât de frumos. Și am căutat să facem și noi lucrul acesta. Când urmărim asta, nu facem altceva decât să-L oglindim pe Dumnezeu în relația noastră și lucrul acesta îl onorează pe El, dar în același timp și copiii noștri au ocazia să vadă modul în care mama și tata se completează unul pe celălalt. Au ocazia să vadă rolurile, modul în care fiecare dintre noi își îndeplinește rolul în familie. Și mai mult decât atât, trăim în familie cu această perspectivă și anume că partenerul nostru de viață este un dar din partea lui Dumnezeu. Este darul perfect al lui Dumnezeu pentru mine. Nu înseamnă că este perfect sau perfectă, dar este un dar perfect din partea lui Dumnezeu. Și e bine să ne spunem unul celuilalt, poate în seara aceasta, cei care sunteți căsătoriți, tu ești darul perfect al lui Dumnezeu pentru mine. Fără tine nu aș fi ceea ce sunt azi. Pentru că ăsta este un adevăr. Tinerii care se gândesc la căsătorie, trebuie să înțelegeți că viitorul soț, viitoarea soție, va fi darul perfect al lui Dumnezeu pentru fiecare dintre voi. Chiar dacă pe parcurs, da, uneori veți avea impresia că lucrurile nu stau chiar așa, da, nu va arăta chiar ca un dar perfect, dar totuși asta este realitatea. Este darul perfect pentru că Dumnezeu nu face daruri greșite sau daruri imperfecte. Și al treilea scop, și cu asta voi încheia, la care vreau să mă refer în seara aceasta, este pentru a lăsa o moștenire evlavioasă, valoroasă, generației următoare și numai generației următoare, generațiilor care vin după noi. O moștenire pe care noi o dăm mai departe și prin copiii noștri, dar și prin familiile pe care Domnul le aduce în jurul nostru. Noi cunoaștem un cuplu. Ei, de fapt, au fost și sunt și mentorii noștri, Drew și Kit, nu au copii, nu au avut copii și Dumnezeu nu le-a dat și această binecuvântare, dar ei au avut o influență extraordinară în viața sute, mii de familii. Au condus în Statele Unite peste 500 de grupuri mici de familii. Da? Se numeau ziditorii căminului. Au ținut conferințe într-o mulțime de țări, traininguri, pregătiri. Ne-au asigurat și nouă pregătirea și multor altor cupluri pentru a ști cum să organizăm conferințe, cum să conducem grupuri mici, cum să mentorăm pe alții. Și ei lasă o moștenire extraordinară, nu prin copiilor, prin alte familii, dar este o moștenire valoroasă. Acum, referindu-ne la copii, casa noastră trebuie să fie un loc de instruire, de pregătire a copiilor noștri în care ei învață caracterul, învață valorile adevărate, învață integritatea. Și în același timp, ei trăiesc într-un mediu în care există har. Ei își vor aduce aminte de ceea ce noi am învățat și lucrurile acelea le vor duce mai departe. Vreau să citim dintr-un psalm, psalmul 78, versetele de la 3 la 7. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu. Acesta este scopul final pentru care noi ne creștem copiii, ca ei să-și pună încrederea în Dumnezeu. Este ceea ce contează cel mai mult, să-i ajutăm pe copii să-L cunoască pe Domnul și ei vor duce mai departe generațiilor care vin mesajul dragostei și iertării lui Dumnezeu. Este o chemare nobilă, înaltă, pe care Dumnezeu o are pentru noi. Moștenirea pe care noi o lăsăm contează enorm. Nu ne referim aici la avere, da? La mașini, case, mai știu eu ce alte moșteniri am putea să lăsăm. În Arta Căsniciei, un material pe care îl avem la Family Life, este o sesiune care se referă doar la moștenire, ultima sesiune, moștenirea pe care o dăm și cineva spunea, ea este tot ce ai.
cu toții plecăm de aici, de pe pământ, mai devreme sau mai târziu. Oamenii nu-și vor mai aduce aminte de noi. Bine, își vor aduce aminte copiii, poate și nepoții, dacă ne-au prins, da? Dar, pe urmă, ceilalți nu-și vor mai aduce aminte de noi. Dar moștenirea va rămâne. Moștenirea va merge mai departe, peste generații. Noi avem în familiile noastre, fiecare dintre noi, valorile sale. Fiecare familie are brandul său, are valorile sale. E bine să medităm la ele. E bine să ne gândim care sunt valorile pe care noi le transmitem copiilor noștri. Biblia vorbește în multe locuri despre moștenire și trebuie să recunoaștem că noi toți, așa cum am zis, vom lăsa o moștenire în lumea aceasta. Am găsit câteva exemple. Lui Avram, Domnul i-a vorbit și citim asta în Geneza 12, nu am și acolo pe ecran, doar o să citesc eu. Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram nu a văzut tot ceea ce i-a promis Dumnezeu în cursul vieții sale. Dumnezeu i-a promis o moștenire extraordinară care se va întinde numai asupra familiei sale, ci asupra multor familii. Și noi putem să citim acum în Scriptură despre modul în care Dumnezeu a împlinit promisiunea și moștenirea pe care El a lăsat-o prin Avram. E interesant că și cu David Domnul a avut de asemenea o discuție, a avut și citim în 1 Cronici 17. Când ți se vor împlini zilele și când te vei duce la părinții tăi, voi ridica sămânța ta după tine și anume pe unul dintre fiii tăi și îi voi întări domnia. Și interesant este că în ultima parte a vieții sale, David se gândește la ceea ce se va întâmpla în urma lui, cu fiul lui, cu poporul său. Gândul lui merge dincolo de granițele vieții sale. Și el spune, și o să citesc doar ceea ce am subliniat, păziți și puneți-vă la inimă toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru ca să stăpâniți această țară bună și să o lăsați de moștenire fiilor voștri după voi pe vecie. Oamenii mari ai lui Dumnezeu s-au gândit la moștenirea pe care o dau mai departe. Petru, îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce întotdeauna aminte de aceste lucruri. Noi toți, familiile noastre vor lăsa o moștenire și să ne rugăm ca harul lui Dumnezeu să fie trăit în familiile noastre, frumusețea Domnului să fie văzută în relațiile dintre noi. Știm că nu suntem perfecți, de fapt suntem departe de a fi perfecți, greșim în multe feluri, în familie, față de soție, față de soț, față de copii, dar oriunde s-ar afla relația noastră, știm sigur că ea poate să fie transformată de Dumnezeu într-o relație și mai bună. Pentru că Dumnezeu este prezent, Dumnezeu este implicat și El ne oferă puterea, El ne oferă dragostea, înțelepciunea, răbdarea de care avem nevoie, pentru că este interesat de relația aceasta mai mult decât noi ne putem închipui și imagina. Vă mulțumesc! Amin!